În seara, domnule Petrea, după 3 victorii consecutive și pauză competițională, iată că, din păcate, a venit și prima plângere pentru echipa dumneavoastră. Un comentariu. Într-adevăr, sunt dezamăgit de rezultat, pentru că am muncit destul de mult perioada asta, în pauza asta competițională, pentru a ajunge la un nivel mai bun. Însă astăzi ne-am prezentat în prima repriză un pic sub așteptările mele, după care am și primit un gol, o nesincronizare și o neatenție, după care am început să schimbăm puțin din joc, din agresivitate, am reușit să fim mai agresivi, să punem mai multă presiune pe adversar, dar am primit iarăși un gol dintr-o fază fixă, care ne-a îngreunat un pic misiunea noastră. Am reușit să revenim, am mai avut și alte situații de a marca, din păcate nu le-am fructificat și astfel că a trebuit astăzi să ne declarăm învinși. Credeți că a jucat și terenul un rol, fiindcă echipa dumneavoastră este una combinativă și poate de asta nu reușește? Într-adevăr, terenul nu a fost unul grozav, însă și adversarul tot pe același teren a jucat. Bineînțeles, noi eram avantajați de un teren bun, că aveam posesie, vreau să atacăm. Într-adevăr, ne-a pus un pic probleme starea gazonului și n-am putut să ne desfășurăm jocul așa cum am fi dorit. Dar chiar și așa am avut câteva situații de a marca, din păcate nu am avut luciditatea necesară de a face lucrul acesta. Este frustrant să vezi adversarul trăgând de timp din prima repriză? Da, fiecare echipă are strategia. Nu pot să comentez ce fac adversarii noștri. Noi încercăm să fim preocupați de jocul nostru și de ceea ce trebuie să facem noi. Dar despre arbitraj? Nu, arbitrajul normal. Mici probleme de faul sau, nu știu, chiar nu vreau să comentez vis-a-vis de aceste lucruri, că nu vreau să intru în polemică cu nimeni pe tema asta. Urmează pentru dumneavoastră un meci foarte important în Serbia, cu o deplasare lungă, dificilă. Cum veți pregăti meciul de joi seara? Da. Într-adevăr, ne jucăm în deplasare, o deplasare destul de lungă și trebuie în primul rând să ne refacem după acest joc și să ne trezim un pic la realitate și să mergem acolo să tratăm jocul foarte, foarte serios, pentru că cu siguranță va fi un meci mult mai dificil decât cel din această seară. Poate echipa din Serbia e una tot de luptă, la fel cum a fost și voluntari în această seară. Au învățat băieții ceva din experiență? Sper. Pentru că acolo vom întâlni un adversar tenace, un adversar care agresiv, care vor lupta până la capăt și trebuie și noi să ne ridicăm la cel puțin la nivelul lor din punct de vedere a atitudinii și al agresivității. Mulțumesc! Mulțumesc!